Consiliul Europei a creat un registru pentru a calcula valoarea pagubelor pe care Rusia va trebui să le achite Ucrainei după război. Aproape toți liderii celor 46 de state ale Consiliului, inclusiv președintele Republicii Moldova, au semnat o declarație în favoarea înființării unei autorități cu sediu la Haga, care va aduna sesizările victimelor și dovezile privind daunele umane și materiale. Summitul de două zile, care a început aseară la Reykjavik, e cel de-al patrulea de acest fel de la crearea Consiliului Europei. Războiul ruso-ucrainean a determinat țările Consiliului să ia măsuri punitive împotriva Rusiei pentru atrocitățile comise în Ucraina. Cea mai importantă decizie a summitului e aprobarea unui sistem care să calculeze daunele pe care ar urma să le plătească Rusia pentru reconstrucția Ucrainei și despăgubirea victimelor. Dès le début de la guerre aussi. Le Conseil s'est mobilisé pour soutenir l'Ukraine et l'aider à documenter les exactions commises par la Russie. Je pense au bombardement d'infrastructures civiles, au viol utilisé comme arme de guerre, au meurtre, à la torture généralisée, aux déportations d'enfants ukrainiens. À l'occasion de ce sommet, le Conseil montre de nouveau la voie aux côtés des victimes de l'agression en créant aujourd'hui un registre international des dommages causés par l'agression de la Russie contre l'Ukraine. Und um auch das klar zu sagen, dass sich in Russland antidemokratische, autoritäre Entwicklungen durchsetzen konnten, spricht nicht gegen den Europarat, sondern dafür, dass wir unsere gemeinsamen Regeln künftig noch ernster nehmen, dass wir sie als Frühwarnsystem verstehen für den Friedenserhalt in Europa. Însuși președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a transmis un mesaj prin videoconferință, declarând că nu va fi pace fără justiție. And I thank everyone who helps us unite the world to implement the peace formula, the only realistic peace plan, and of course 100% of justice. And there will be no reliable peace without justice. And I thank the Council of Europe, each and every of you personally, for the decision of the register of damages caused by Russia's aggression. Între liderii țărilor Consiliului Europei care s-au angajat să aprobe registrul pagubelor cauzate de Rusia în Ucraina, se numără și președintele Republicii Moldova. Maia Sandu s-a întâlnit în timpul summitului de la Reykjavik cu omologul său islandez Guðni Johannesson. Cei doi oficiali au abordat riscurile pentru securitatea Republicii Moldova cauzate de războiul ruso-ucrainean. În timpul întrevederii, Maia Sandu a reafirmat angajamentele Republicii Moldova de a contribui la menținerea păcii și securității în zonă. Tot la Reykjavik, Maia Sandu s-a întâlnit cu premierul olandez Mark Rutte, căruia i-a mulțumit pentru sprijinul acordat Republicii Moldova în calea aderării la Uniunea Europeană.